Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. Vă reamintesc că puteți trimite întrebări și sugestii pentru teme și invitați atât pe formul atașat platformei www.nasul.tv, cât și pe pagina de Facebook Midnight Blogger By Alexa sau pe mailul emisiunii byalexa@nasul.tv. Tema emisiunii de astăzi se referă la campania de curățenie generală din România, care va avea loc pe 12 mai. Îmi cer scuze. Campanie care conține de fapt și ideea de voluntariat ca dar al nostru pentru comunitate. Am invitat în studio să vorbim despre aceasta pe doamna Anca Baniță, coordonator echipa de comunicare Let's Do It Romania. Bine ați venit. Mulțumesc, bună și vă seara. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Cum s-a născut Let's Do It Romania? Let's Do It nu este o inițiativă locală. Este o idee preluată din Estonia, țara inițiatoare a proiectului. Proiectul s-a născut în 2008. A fost o idee total nebunească la început și apoi s-a extins și în alte țări din Europa, care au preluat ideea și care au făcut la rândul lor curățenie în țara lor. În România totul a început în 2009, când o echipă de voluntari și-au propus să facă acest lucru și în România. Au luat contact cu Estonia, care a fost acolo pentru tot ce au avut nevoie pe partea de know-how și ușor-ușor au început să se contureze lucrurile. Un an mai târziu, în 2010, pe 25 septembrie, a fost prima acțiune de curățenie generală din România, când au ieșit peste 200.000 de voluntari la curățenie. În 2011 am reluat acțiunea, a fost pentru a doua oară când am făcut-o. S-a bucurat de asemenea de foarte mult succes, au ieșit peste 300.000 de voluntari, iar anul acesta o organizăm pentru a treia oară pe 12 mai. Care au fost inițiatorii acestei organizații? Deci cine? E vreo problemă? Deci cine au fost practic inițiatorii acestei organizații? În România a fost un ONG de mediu care se numește EcoAssist, condus de Liana Buzea, care este un activist eco. Alături de ea, ușor-ușor, au venit și alți oameni pasionați de voluntariat. Oamenii Let's Do It sunt din domenii foarte diverse, proiectul fiind foarte mare. Și au fost de la început și oameni pasionați de comunicare și eu sunt unul dintre oamenii care am fost de la început acolo. Oameni care lucrează în zona de fundraising sau în zona de IT. Dar inițiator, așa cum spuneam, a fost un ONG de mediu. Ușor-ușor s-au alăturat și alte ONG-uri și alte persoane fizice, companii, autorități și așa mai departe. Ținând cont că totul a pornit de la filmulețul estonian despre care spuneați și pe care l-am văzut, recunosc și eu, dumneavoastră cum ați făcut-o? A fost greu? A fost foarte greu. Nu am cum să spun că a fost ușor, pentru că în primele luni oamenii chiar considerau o nebunie totală ce vrem să facem și chiar nu ne dădeau nicio șansă de reușită. Au fost niște luni în care pur și simplu noi, crezând foarte tare în idee, am început să mergem peste tot, să spunem despre ea și să încercăm să atragem oameni. Și asta s-a și întâmplat ușor-ușor. Oamenii au venit alături de noi pentru că au văzut că credem în idee, au început să creadă și ei în idee. De asemenea, Estonia a fost alături de noi, așa cum spuneam. Ei ne-au ajutat pe tot parcursul proiectului. Existau niște etape foarte clare ale proiectului pe care le-am urmat și noi. Și astea sunt, în primul rând, conturarea unei echipe la nivel central. După aceea, echipe în fiecare județ. Și acum avem echipe locale în fiecare județ care să implementeze proiectul la nivel județean. După aceea, contactarea autorităților. Și asta e din nou un pas foarte important pe care îl facem în fiecare an. Atragerea partenerilor, cum sunt companiile care ne ajută cu sponsorizări, dar și ONG-urile care se implică și ele pe partea de curățenie, de organizarea curățeniei. Și în ultimul rând, parteneri media, care ne-au ajutat pe noi, de fapt, să ducem vestea mai departe și să atragem alături de noi voluntari pentru ziua de curățenie. Cam ăștia au fost pașii, bineînțeles, ziua de curățenie propriu-zisă, implementarea, și o parte de follow-up și evaluare după ziua de curățenie, în care adunăm rezultatele, să zic așa, vedem câți oameni au ieșit, vedem cât gunoi s-a strâns, ce a însemnat acest proiect în cifre, practic. S-a opus cineva acestei... Ați întâmpinat probleme, greutăți? Există instituții sau, știu eu, persoane care s-au opus acestei idei? Nu pot să zic că există o anumită persoană sau instituție. Numai că
Deci ceea ce ne lovim noi în România la tot pasul este mentalitatea oamenilor că lucrurile nu se pot face, că noi nu suntem în stare și că nu avem cum. Și asta de fapt a fost unul dintre motivele pe care noi am vrut să facem acest proiect, să arătăm că se poate. Așa că da, au existat foarte mulți oameni sceptici, foarte mulți oameni care au criticat proiectul, foarte mulți oameni care nu-i văd rostul, care au spus că ori nu o să iasă oameni, ori că nu ajută la nimic. Da, deci oameni care stau pe margine critică și nu fac nimic, există foarte mulți și vor exista întotdeauna. Dar noi i-am luat ca parte din poveste de la început, adică nu am fost deloc surprinși când au apărut, știam că o să apară, știam că trebuie să-i gestionăm cumva, ceea ce am și făcut, știam că nu trebuie să ne luăm neapărat după ei și că noi trebuie să ne urmăm scopul și asta am făcut, adică ce asta facem în continuare. În continuare există, adică nu e ca și cum ar fi dispărut după prima zi de primul succes al proiectului. Nici nu are cum să dispară, după părerea mea, pentru că este o idee extraordinară. Ceea ce este un pic ciudat este că cetățenii încă nu conștientizează că avem nevoie de curățenie. Da. Și nu numai a gunoaielor, ci și morală în societate. Ceea ce este un lucru care ține, așa cum spuneați, de mentalitate și probabil din lipsa de educație a cultivării acestei dorințe. Aici ce vreau să, ce e foarte important și ceea ce ne bucură pe noi foarte tare la componenta asta de educare pe care o are proiectul, este faptul că 50% dintre voluntarii care au fost la curățenie sunt elevi în fiecare an. Și asta e foarte important dacă stăm să ne gândim că ei sunt... fac parte din viitoarele generații care vor deveni adulți în curând și care într-adevăr învață ce înseamnă să fie curat, înseamnă ce înseamnă să faci curățenie. După ce vii câteva ore într-o zi la curățenie, nu-ți mai vine să arunci nimic, oricum ar fi. Deci... Eu am văzut chiar, am văzut la elevi de școală primară sau elevi de liceu care au ieșit și asta e un lucru extraordinar, pentru că dacă profesorii lor ei se implică și organizează. Se implică și îi organizează și le crește această dorință de a face curățenie, de a ajuta. În primul rând e vorba de, vorbim despre voluntariat. Implicare în comunitate. Da? Despre implicare în comunitate și despre voluntariat. Noi nu avem cultura voluntariatului așa în este. România. Așa este și aici cred că Lezduit a făcut un pas important în promovarea voluntariatului în România. Este cel mai mare proiect de voluntariat din România, cu siguranță. Și... cred că după el, foarte multe alte proiecte micuțe de voluntariat au fost încurajate. Adică am auzit de multe ori spunându-se că oamenii au prins încredere dacă un proiect de genul ăsta, atât de mare, de o așa mare amploare, a reușit în România și ei pot să facă niște proiecte mult mai micuțe la nivel local. Sigur că da. Deci au fost încurajate cu siguranță și voluntariatul oricum crește. Deci a început să prindă voluntariatul. Da, bine, sunt multe motive pentru care a început să prindă. Unul și pentru, între ele fiind și faptul că deja nu mai e de ajuns doar să te duci la școală și să ai o diplomă. Deja foarte mulți oameni, foarte mulți angajatori, companii și așa mai departe sunt interesați și de preocupările tale în afara acestor studii. Și implicarea în comunitate devine din ce în ce mai importantă. Voluntariatul, ce ai făcut pe lângă școală, devine din ce în ce mai important. Nu ne, că și la noi, în cazul Lezduit, sunt foarte mulți oameni care ne cer diplome, care să arate că ei au fost la curățenie. Deci există clar și acest beneficiu pe care îl obțin. Dar e... Da, asta este la fel ca în Statele Unite, ca în America. Și acolo se oferă diplome pentru orice acțiune de voluntariat. Oferim. Numai că ei sunt învățați, adică ei se implică în comunitate și comunitatea este extrem de bine închegată. Ceea ce la noi să avem, deci avem probleme în privința comunității. Credeți că această participare ca voluntar este o provocare pentru fiecare persoană? În primul rând, noi cei din organizare suntem voluntari. Deci, în primul rând, pentru noi este o mare provocare. Dincolo de noi, oamenii sunt de mai multe feluri în România. Sunt odată oamenii care se duc la orice gen, acțiune de acest gen. Pentru ei nu cred că este o atât de mare provocare. E pur și simplu un lucru pe care îl fac pentru că ei simt că așa e corect și așa trebuie. Dar cred că există și o categorie de oameni care au vrut să încerce, au vrut să vadă cum e și poate pentru ei a fost o mică provocare să se trezească dimineața la ora 9 să vină să adune gunoaie. Adică, da, pentru mulți oameni, genul ăsta de acțiune, dacă este pentru prima oară când merg la ea,
poate fi ceva nou și provocator într-un fel. Mai ales că vorbim totuși de o acțiune care nu, adică nu e totuși plantat de copaci. Este, presupune într-adevăr să ai niște mănuși, să mergi să... Dar oamenii în final, toți au, feedback-urile pe care le-am avut noi au fost ok. Adică s-au distrat, au văzut-o ca pe un mic team building, au mers cu gașca, cu prietenii. A fost totuși o activitate plăcută. Bineînțeles, a fost și curiozitatea să vadă ce vor găsi acolo. O grămadă de povești împărtășite legate de ce au găsit, că sunt, se găsesc atâtea tipuri de obiecte de nu-ți vine să crezi. Sunt convinsă. Dar e o mică provocare, să zicem. Știți de ce v-am întrebat de provocare? Pentru că lumea a rămas din vremea de dinainte, de 89, da, cu munca patriotică și cu sentimentul acela că ești folosit. De asta vreau să vă întreb cam care este, cum să spun eu, media de vârstă a celor care participă la aceste acțiuni. Cu siguranță vorbim în primul rând despre tineri, care au deja o altă mentalitate legată de voluntariat și de implicarea în comunitate. Cu toate acestea, există și foarte mulți oameni de peste 35-40 de ani care au prins perioada comunismului, care sunt implicați în proiect. Dar e adevărat că majoritatea sunt tineri. Am auzit și noi părerea asta, adică asocierea asta, să zic, cu munca patriotică dinainte de comunism, dar nu a fost foarte puternică niciodată. Adică se face destul de clar diferența între ce era atunci și faptul că erau forțați și de ce înseamnă acum lezdui și ce înseamnă să vrei să vii, pentru că vrei tu să vii și să... Sigur. Să aduci și o mică schimbare unui loc unde te, faci te face munca în folosul comunității, cum spuneam la început, este ca un dar, da? Deci dăruiești ceva și ar trebui să te simți mândru de treaba asta, nu să te simți ofensat sau știu nu, eu. Nu, în niciun caz oamenii care vin la lezduit nu se simt așa. Adică da, toată lumea e mândră și face poze la final cu... Nu toată lumea a venit la lezduit, de asta spun, ca da, să înțeleagă, da, adevăratul sens. Nu, în niciun caz. E un sentiment foarte frumos după ce ai muncit, da, câteva ore bune, să vezi că locul pe care, la care ai venit și era murdar, acum e curat datorită ție. Și sunt o grămadă de saci de gunoi lângă tine pe care tu i-ai strâns. Adică e o satisfacție. Toată acțiunea asta sau toate acțiunile astea de voluntariat sunt o reflecție a personalității fiecăruia și a interesului personal? Nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Adică, cu siguranță, fiecare om care intră într-un proiect de genul ăsta, chiar dacă este voluntariat, are un beneficiu din asta. Că e la modul, mă simt bine că am ajutat comunitatea, că am făcut țara mai curată sau că am vrut să arăt eu că uite, eu sunt. Există cu siguranță o grămadă de motive. Cel mai important până la urmă este faptul că oamenii se implică, dincolo de ce beneficii personale au. Și dacă e genul ăsta de beneficiu că am făcut ceva, asta mi se pare pozitiv. Adică nu văd de ce... Cel mai mare beneficiu este să fii mulțumit că ai făcut ceva bun. Exact. Da? Că exact, ai contribuit cu ceva. Exact. Probabil că noi nu avem încă această educație a dărui, a dărui, a primi, a da mai departe. Cum să spun, a face ceva pentru ceilalți mai bine, face ceva, adică e a servi comunitatea, a servi în folosul celuilalt întotdeauna. Da, există foarte mult atitudine asta de ce să fac eu, dar restul de ce nu fac. Și de fapt, dacă fiecare, asta e tot principiul, că depinde cum, în ce direcție e, dacă fiecare s-ar gândi, eu vin, deci eu vreau să fac în dreptul meu ceva, dacă toată lumea s-ar gândi așa, toată lumea ar face ceva în final. Adică toată ideea e să nu te mai gândești ce poți să facă ceilalți, te gândești, sigur, ce poți să faci tu. Sigur. Și așa s-au gândit toți cei care au venit la curățenie. Nu i-a interesat foarte mult dacă mai vin și alții. Au venit pentru că au vrut ei să vină. Al doilea scop al acestei organizații este, după părerea mea, și educarea publicului. Da. Da? Sau dacă eu l-aș pune pe primul loc, educația. Este pe termen mai lung. E pe termen lung, e un proiect pe termen lung, de la care eu sincer am mari așteptări. Pentru că, de exemplu, când am auzit prima dată de Let's Do It, când s-a lansat, eu am fost foarte inspirată de chestiunea asta. Uite, domnule, există oameni care vor să curețe țara de gunoaie. Deci, când credeam că nu mai este posibil și că gunoaiele vor invada străzile și parcurile și, mă rog, plajele, orice, m-am gândit, uite, o chestie care mă inspiră, da?
Și n-are cum să nu te inspire, indiferent de vârsta pe care o ai, o acțiune de curățenie, de purificare, de atins catarsisul ăla al lui Aristotel, ca să spun așa, nu? În fond, e o chestiune de mai bine. Ce își propune pe viitor, adică ce plan are organizația, să zicem, acest an, în acest an, până la sfârșitul anului? Unul dintre motivele pentru care am mutat curățenia în primăvară a fost și acesta, că vrem să facem și alte proiecte până la finalul anului și să nu ne concentrăm numai pe curățenie. Ce ne dorim este să mergem într-un fel la următorul nivel. Adică, da, într-adevăr, e nevoie să faci curat, am făcut deja, va fi a treia acțiune. Dar trebuie să mergem un pic mai departe, în sensul de a încerca cumva și să o păstrăm. Pentru că sunt oameni care ne întreabă cât o să mai facem totuși curat. Și ne dorim, și proiectul pe care vrem să-l facem în viitor este legat de un registru, să-i spun așa, al deșeurilor. Adică un proiect care este implementat deja în Slovenia și care e de succes acolo. Noi am făcut deja o hartă a deșeurilor, adică o hartă în care gunoaiele sunt marcate, locurile cu gunoaie sunt marcate și oamenii le curăță în ziua de curățenie națională. Dar ne dorim să facem din asta un proces constant, adică oamenii să semnaleze constant care sunt locurile alea cu gunoaie, să le poată încărca online pe hartă, iar noi să fim cumva o interfață între ei și autorități. Adică această platformă să comunice către autorități periodic care sunt aceste locuri pentru a fi curățate de către ei. Bănuiesc că primăriilor. Da, autorități că locale. Ele se ocupă de... Exact, exact. Dar, deci se vor face sesizări pentru că numai pe baza lor autoritățile acționează. E un pic ciudat că numai pe baza sesizărilor se ridică gunoiul. Nu, dar nu, vreau să spun că la sesizări sunt obligați. Nu știu exact ce fac în rest, dar zic că pe baza lor sunt obligați să reacționeze într-o perioadă de timp. Deci asta ne dorim. Aceasta va fi continuarea Let's Do It. Acest registru al deșeurilor cu locuri pe care vrem să le monitorizăm și să le curățăm constant. De asemenea, vrem să monitorizăm și locurile pe care le curățăm pe 12 mai. Adică să vedem că ele se păstrează. Anul acesta am schimbat un pic formatul Let's Do It, adică am ales niște zone clare în fiecare județ pe care oamenii chiar și în această perioadă le pot vota încă, care e cea mai dragă zona lor pe care chiar și-ar dori să o vadă curată. Pot să intre pe site la noi să se uite ce zone sunt în județul lor și să o voteze pe cea care le e cel mai aproape de suflet. Acele zone după 12 mai vor fi monitorizate de noi să vedem ce se întâmplă, dacă se mai depune gunoi, dacă nu și așa mai departe. Adică vrem să facem un follow-up mult mai serios față de cum s-a făcut în ceilalți 2 ani. Și o altă zonă foarte importantă, apropo, de partea de educare, este zona de traininguri, pe care am început-o deja din acest an, cu școala altfel. Știți că a fost acest program organizat de Ministerul Educației. Noi am participat cu un proiect numit Școala mea Eco, pentru am avut traininguri în școli exact legate de comportament eco. Din nou, copii, elevi din foarte multe școli din întreaga Românie au beneficiat de aceste traininguri. În ce au constat aceste traininguri? Adică mai pe larg, ce s-a discutat, ce au fost învățați? Păi au fost tot felul de activități din care ei au învățat. Odată, cum ar putea să fie eco la ei acasă. Adică tot felul de mici sfaturi de viața de zi cu zi al unui om pe care dacă le respecti, chiar ajuți planeta să fie un pic mai bună, mai... Na. Să mai salvezi resursele, să zic așa. Mai respirabilă. Exact, da. După aceea au fost organizate tot felul de vizite în anumite locuri care țin de zona asta de reciclare. De exemplu, la un centru de reciclare din afara Bucureștiului au fost duse câteva școli, unde au văzut clar cum se recuperează anumite materiale. Am fost chiar și eu astăzi și chiar îmi povesteau că cum au venit școlile în acea săptămână și că le s-a explicat și copiii au fost foarte inspirați și au ascultat cu atenție și chiar au plecat cu niște lucruri învățate de acolo. Deci zona asta de traininguri chiar am vrea să o dezvoltăm și pentru companii. Deja este pus la punct un astfel de training și pentru companii, dar și pentru școli în continuare am vrea să o facem. Adică am vrea cumva să facem chestia asta ceva constant, neapărat doar o săptămână pe an, pentru că e prea puțin, clar este prea puțin. Cam astea ar fi direcțiile în perioada următoare după curățenie. Este suficient să fie, să existe mai proiectul acesta, este suficient mai training-ul, este suficient ca omul să fie educat, sau mai trebuie și partea cealaltă care ridică gunoaiele să aibă responsabilitatea de a le ridica exact cum ele se reciclează, adică în tomberoanele acelea care sunt speciale. Da. Știți de ce vă spun treaba asta? Pentru că am avut o surpriză de proporții. Deci
Și acolo unde îmi desfășoară activitatea există cele trei. Da? Da. Ei bine, am avut surpriza să vină o mașină. Nu... Și să le pună împreună, nu? Da. Discuția asta e de mai multe ori, am avut-o de mai multe ori. Ideea dar că... e reală, deci am văzut-o cu ochii mei. Dar ideea e că există și stații de sortare acolo unde le duc. Adică nu înseamnă neapărat că le amestecă și nu se mai întâmplă nimic cu ele. Ele tot sunt sortate la un moment dat. E un nonsens să le pui separat și ele să se amestece în secunda în care sunt ridicate. Deci mi se pare... Așa este. Eu am văzut niște filmulețe făcute de studenți, sponsorizați de o mare marcă de automobile. Și acolo există tot o chestiune de educație, la modul că s-au montat în parcuri niște coșuri de gunoi care dădeau senzația că atunci când aruncai ceva în ele se auzeau ca și cum cădeau într-o prăpastie, un zgomot din acela. Și toată lumea, în momentul în care erau cu camera și filmau efectiv reacția. Ce se întâmplă, reacția a fost fabuloasă. Deci vreau să vă spun că aruncau o hârtie sau un gunoi și auzeau zgomotul acela, ceea ce îi făcea să se ducă practic prin parc și să adune de jur împrejur și să arunce, pentru că le plăcea ideea că scoate un zgomot acel coș de gunoi. Asta a fost o chestie extraordinară. Deci s-au făcut ei o statistică după ce au făcut acest lucru, după ce au montat aceste coșuri, și s-a constatat că în loc de cantitatea tonele de gunoi care se ridicau zilnic din parcul respectiv, ei bine, a scăzut la un sfert. Aha. Deci ceea ce este o chestie extraordinară. Da. O altă, în Olanda, de data aceasta, era un filmuleț din Olanda în care erau cele trei recipiente, ca să zic așa, de colectat. Și erau unul și de colectat sticle din sticlă, deci nu sticle de plastic. Ei bine, era făcut ca și cum jucai la mașini. Deci scoteau exact sunetele acelea și cu cât aruncai mai multe sticle acolo, vreau să vă spun că era 2 sau 3 dimineața și oamenii făcuseră coadă să arunce sticle. Foarte frumos, într-adevăr. Da. Există idei bune. Și sunt idei bune și sunt idei în lumea asta care pot fi luate și care pot fi implementate. Așa. Pentru că știți cum e, educație cu forța poate nu se poate face, dar educație jucându-te se poate face. Asta am încercat și noi să comunicăm legat de ziua de curățenie, că poate fi distractiv să vii cu prietenii tăi câteva ore în natură, adică să adun cu noi nu e atât de rău. Poate fi chiar distractiv. Și oamenii chiar așa au înțeles în final. Deci de asta au și venit a doua oară, anul trecut, chiar un număr mai mare. Da, trebuie schimbat un pic tactica. Noi românii suntem nu numai comozi, dar suntem sceptici, așa. Da, așa este. Și nu prea credem în acțiunile bune. Nu prea credem în acțiunile bune. Aici avem o mare problemă. Nu mai credem. Suspectăm pe toată lumea care face acțiune, care are un interes ascuns. Așa. Și atunci preferăm să ne retragem așa, să stăm într-o cochilie. Că de aceea poate nu se dezvoltă nici comunitatea, ca și comunitate. Deci nu se dezvoltă pentru că toată lumea suspectează pe toată lumea. Ne-am întors la vremurile dinainte de 89, când atunci aveai motive să suspectezi pe toată lumea și ei să te suspecteze pe tine, că doar știm ce se întâmpla. E bine, când oare vom ajunge să evoluăm în stadiul în care să nu mai ne suspectăm unii pe alții sau să ne suspectăm, dar până la proba contrară? Da, să acordăm prezumția de nevinovăție. Nu, să acordăm prezumția asta de nevinovăție despre care se tot vorbește, dar nu se acordă niciodată. Bine, cred că e nevoie de multe proiecte așa cum ele zduit, ca lumea să capete încredere din nou. Dar n-avem ce să facem decât să facem noi ceva. Noi zicem chestia asta de multe ori. Dacă nu poți să faci ceva bun, măcar nu da în cap celor care încearcă să facă ceva. Adică măcar nu face rău. Asta mi se pare primul pas. Dacă tot ai încredere în ceva sau ți se pare că nu e de bun așa, măcar lasă să vezi ce se întâmplă cu ea. Nu mai spune încă la 10 prieteni ai tăi că ți se pare o prostie și hai să stăm acasă și să nu facem nimic. Și atât. Și tot cred că pentru acest moment ar fi un pas înainte, sincer.
Ar fi un pas înainte, într-adevăr. După aceea, cu siguranță, ar fi bine să ia lumea inițiativă și să fiecare într-o zonă în care, într-adevăr, să dezvolte ceva, gândindu-se și la alți oameni, nu numai la propriul interes. Asta e deja pasul următor. Noi asta am făcut cu Let's Do It. Dacă ar fi tot mai mulți oameni care și-ar găsi niște zone în care s-ar implica din pasiune, ajutând și pe alți oameni în același timp sau făcând ceva pentru comunitate, ar deveni ar fi România un loc mai oricum, bun. Oricum, emisiunea By Alexa, la care sunteți acum, este decisă să se alăture super acestei organizații și tuturor acțiunilor pe care le va iniția, pentru că noi credem în comunitate, credem în voluntariat. Eu cel puțin sunt convinsă de beneficiile acestor lucruri. Voiam să vă întreb ceva despre Groapa Glina. Ce putem face? Că știți cum e, când treci pe acolo este un miros. Nu știu să vă spun foarte multe lucruri despre asta, din simplu fapt. Dar v-ați gândit să faceți ceva cu... Noi nu facem curățenie la gropi ilegale sau gropi de gunoi în general, pentru că asta este, zic, într-o altă zonă. Noi ce vrem să curățăm, în primul rând, sunt arealele naturale. Adică locurile alea de picnic, locurile de păduri și tot felul de locuri unde oamenii aruncă deșeuri care n-ar avea ce să caute acolo. Dar să nu facem nici curățenie în orașe, pentru că acolo există totuși niște autorități care trebuie să se ocupe de curățenie. Păi problema e că nu se ocupă. Totuși. Sau se ocupă, dar nu suficient. În anumite zone nu pot să zic ce obțin unde stau eu, e ok. Adică e tot timpul curat și așa. Știți cum e pe în centru, așa, ca să nu se vadă mai pe la periferie? E adevărat că sunt foarte multe zone cu gunoaie în continuare și în București. Dar, adică, pur și simplu, noi suntem într-o altă zonă în care încercăm să-i convingem pe oamenii că zona asta naturală, care suferă foarte mult. Unde sunt cele mai multe gunoaie în București? Ei, să există... Aveți date despre acest lucru? Nu există neapărat o zonă mare, dar există toate pădurile astea bine cunoscute unde oamenii ies la picnic, Băneasa, da, și așa mai departe. Pe harta noastră puteți să vedeți zonele astea, dar... Există în general gunoaie unde au fost locuri de picnic, unde acum oamenii nu mai au voie să meargă, pentru că conform noii legi a picnicului, ei pot merge doar în locuri special amenajate. Există în continuare gunoaie în București, dar ce ne-a bucurat totuși pe noi e că de la un an la altul există zone unde nu s-au mai adunat. Asta e un lucru bun. Da, există niște efecte. Înseamnă că funcționează. Funcționează cu siguranță, mai ales pentru că există principiul ăsta, că dacă vezi multe gunoi undeva, parcă ești tentat și tu să mai arunci unul. Parcă nu te mai simți atât de rău că ai mai aruncat și tu încă un gunoi. Asta e legea ferestrelor sparte, așa se numește. Da. Dacă nu, în schimb, e curat, parcă ți-e un pic mai greu, parcă ai o barieră în plus. Și noi și pe ideea asta am mers când am zis, hai să facem curat. Să găsim, să facem niște zone curate cu adevărat. Unde în fond, nu te costă nimic dacă arunci o hârtie la gunoi, la coș. Da. Și nu o pui, nu o lași pe iarbă. Acum e și problema că de multe ori nu ai unde. Și aici intervine cumva conștiința ta. Când, trebuie să o ții un pic în buzunar până la primul coș. Asta, din nou, depinde de responsabilitatea ta ca cetățean față de mediul înconjurător, să zic așa. Responsabilitatea de cetățean ar trebui să se manifeste în toate aspectele vieții, nu numai în privința curățeniei, pentru că spuneam mai devreme că avem nevoie și de o curățenie morală, a limbajului, a... Da. Ce să mai spunem? Da, și la această emisiune noi încercăm să mai facem așa un pic de curat, tot voluntar. Vrem să facem curățenie și în toate aspectele vieții, pentru că este necesar să se schimbe ceva în România. Da, și faptul că greu se schimbă, dar cu perseverență, cu determinare, da, putem să schimbăm pe aici pe acolo, așa cum a început Let's Do It. Exact. Să facă, care este o chestie, o acțiune extraordinară. Eu am auzit numai oameni care vor să se alăture acestei acțiuni. Noi vom fi acolo pe 12 și noi vom fi acolo pe 12 mai să susținem această acțiune. Și vreau să vă întreb, v-ați făcut un plan așa de cât
cât strângeți de data asta sau câți voluntari vor veni de această dată? Dacă ne gândim la obiective așa în acest an, nu avem neapărat un obiectiv de voluntari. Asta și pentru că am avut mai puțin timp să pregătim acțiunea și pentru că, v-am zis, am schimbat un pic formatul și chiar avem ca obiectiv în primul rând să curățăm măcar 5 zone în fiecare județ asta odată. Al doilea obiectiv e legat de reciclarea pe care am vrea să o facem la nivel de deșeuri care se adună în urma curățeniei. În 2010 a fost 17% din ce s-a strâns reciclat, în 2011 26%, acum am vrea să ajungem măcar la 30%. Asta este obiectivul nostru. Obiectiv de voluntar, sincer, nu avem în acest an. Chiar da. Nu avem. Dar așteptări? Ne-am dorit să fie tot așa un număr mare cum au fost și în anii trecuți la nivel de sute de mii de oameni, dar chiar vrem să ne concentrăm acum în zona asta de calitate. Adică, da, să curățăm bine 5 zone sau câte zone sunt pe județ și chiar după aceea să vedem că s-au păstrat curate. De asta zic, ne-am dus un pic în zona de calitate, nu neapărat de cantitate. Cu siguranță așteptăm cât de mulți voluntari posibil la curățenie. Asta fără îndoială și întotdeauna va fi așa. Dar nu vrem să mai dăm numere, cifre de voluntari neapărat. Totuși, faptul că an de an au crescut, da? În 2 ani totuși a crescut numărul, e un semn bun. Clar este un semn bun, dar e direct proporțional și cu promovarea pe care am avut-o, cu resursele pe care le-am investit și așa. De asta spun că anul ăsta totuși am avut o perioadă mai scurtă de promovare, de adunat oameni, făcut recrutări și așa mai departe. De asta zic că nu știu dacă se păstrează neapărat numărul ăsta crescător, dar nu neapărat pentru că oamenii ar mai vrea să vină. Autoritățile statului v-au ajutat în acest... Da. Da? Au fost deschise acestei acțiuni? Și asta plecând în primul rând de la cel mai important minister pentru noi, Ministerul Mediului și Pădurilor. În fiecare an am avut un parteneriat semnat cu ei și ne-au ajutat. Ne-au ajutat prin mobilizarea autorităților locale, zic așa, din suburnea lor, gărzi de mediu, de exemplu. Uh-huh. Ce au făcut, practic, gărzile de mediu pentru acest proiect? În unele județe ne-au ajutat să identificăm zone cu gunoaie, unde n-am reușit să facem cartare. În alte județe s-au mobilizat și pe partea de organizare. Și, în primul rând, au promovat proiectul. În momentul în care închei un parteneriat la nivel central, toate rotițele se pun în mișcare. Pleacă deja niște hârtii la toate gărzile de mediu din România să te sprijine. Apoi echipele locale merg și vorbesc cu ei și organizează împreună acțiunea la nivel local. Deci au parte de sprijinul lor în momentul în care ministerul e cu tine. Asta odată Ministerul Mediului. După aceea, Ministerul Educației. La fel de important. Cum spuneam, 50% dintre voluntari au fost elevi. Și asta pentru că au fost implicate foarte multe școli. Din nou, inspectoratele școlare au fost mobilizate tot de Ministerul Educației, care după aceea au mers mai departe la școli și au implicat profesorii cu clasele lor în acțiune. Ceea ce se întâmplă și în acest an, din nou, Ministerul Educației este cu noi. Acestea sunt doar două dintre autoritățile care ne-au ajutat în fiecare an, dar mai sunt. Mai e, de exemplu, și administrația penitenciarelor. Au fost deținuți care au venit în fiecare an la curățenie. Și din nou se va întâmpla asta și în acest an. Deci, oricum, autoritățile în general au fost cooperante. Au fost cooperate pentru că au și ele interesul să... Nu? În fond, Ministerul Mediului și Pădurilor ar trebui să aibă grijă de mediu și de păduri. Așa este. Nu, adică acum dacă ar fi să ne întrebăm de ce și cum, pe noi primul lucru și singurul care ne-a interesat a fost să ne ajute. Pentru sigur. Că s-au întâmplat, putem de exemplu... Putem fi cărcotași, dar nu e cazul. Clar. S-a întâmplat, de exemplu, în Estonia să le spună... Să spună că ei nu cred că proiectul ar putea să iasă. Adică s-au întâmplat tot felul de lucruri de genul ăsta și e important să ai autoritățile alături de tine. Totuși suntem în România și e un proiect național. Deci e important. Sigur că da. Unde au fost cei mai receptivi români? În ce județ? Care este campionul, ca să zic așa? Au fost, să spun, Brașovul foarte, foarte activ, Maramureșul din nou foarte activ, Clujul, ei au fost cam top 3. Și Ilfovul a fost în 2010. În 2011 n-a fost atât de activ Ilfov. Da? Nu. Oricum, se vede o diferență între nord și sud, est și vest. Ardealul da. E vorba aia. E adevărat. Da. Se vede, dar e vorba totuși de cantitate de resurse pe care au la dispoziție. Adică sunt niște județe mai bogate și niște județe mai sărace. Prahova, iar, a fost un județ ok, dar are resurse. Județele din sudul țării sunt un pic mai sărace. Mai sărace, da. Deci sunt mulți factori. Nu neapărat că oamenii nu vor să iasă.
Adică n-aș spune neapărat asta. Depinde dacă reușești să găsești o echipă locală care să îți mobilizeze autorități și companii să facă rost de niște fonduri, să organizeze lucruri, să-ți facă promovare în județ și așa mai departe. De asta zic, sunt foarte multe lucruri care contează. Fondurile cine le dă pentru campaniile acestea de curățat, de curățenie? Avem companii importante, cunoscute, multinaționale, care se alătură inițiative pentru că li se pare o acțiune bună de CSR. Absolut. E normal. Că tot vine e normal. Acum da. O nouă sesiune. Exact. Și au sprijinit ori pe parte financiară, zic, de direct cu bani, ori prin materiale, saci, mănuși pentru curățenie sau alt gen de servicii sau produse pe care ei oricum le oferă. De exemplu, am avut firme de consultanță care ne-au ajutat cu servicii de consultanță, pentru că am avut nevoie și de asta. De sau, transport, bineînțeles, am avut firmă de curierat care ne-a susținut sau producție de materiale publicitare. Avem un partener care e alături de noi de 3 ani. Deci, da, au fost sponsorii care s-au implicat cum au știut ei mai bine și cum au putut fiecare, dar care ne-au dat mașini, poate, pentru cartare. Sigur. Mașini mai eco. Chiar am avut niște mașini eco pentru cartare. Sunt companii care cred în proiect și care susțin și care vin și cu voluntari, automat. Organizează ca un mic team building intern, o acțiune sigur internă, merg cu voluntari la curățenie și noi chiar i-am ajutat în organizarea acestor acțiuni. Le-am indicat niște locuri cu gunoaie unde ar putea să curețe un anumit număr pe care ei îl vroiau. Deci și așa se implică companiile. Cum vedeți Let's Do It Romania peste 10 ani? Nu știu dacă o să mai fie o zi de curățenie națională. Asta în primul rând. V-am spus că la un moment dat ne dorim să încetăm cu curățeniile pentru că vrem să ne ducem într-o altă zonă. Dar ne-am dorit foarte mult să avem un rol mai important de spus în zona asta de educare. Poate mai multe traininguri, poate alte proiecte în aceeași zonă. Nu vrem să ne rezumăm numai la unul singur această curățenie. Da, a fost de impact, e cunoscută, dar am vrea să găsim niște alte idei, poate mai micuțe, niște proiecte mai micuțe care să acopere tot anul, care să aibă și ele ca scop educarea oamenilor și responsabilizarea lor față de mediu. Eu vă doresc succes. Mulțumim să mult. Ajungeți să educați oamenii în așa fel încât România să fie mai curată. Mulțumim mult. În altă ordine de idei, spuneți-mi, politicienii v-au ajutat, adică au fost deschiși acestei acțiuni? Ei au venit, ați avut politicieni la curățenie? Noi am avut de la început un principiu pe care nu l-am încălcat oricum ar fi. Nu am vrut să fim asociați politic cu nimeni. Nu e caz, și deci nu era vorba despre asta. Da. Da. Era vorba dacă au participat ca persoane. Asta zic, noi asta le spuneam mereu. Ne-au contactat diferite partide care au vrut să vină la curățenie și care ne-au întrebat dacă noi putem să-i ajutăm. Și le-am spus că nu avem, adică nu vrem să ne asociem în niciun fel cu niciunii dintre ei, dar că poți merge liniștiți la curățenie și să spună desigur că au fost. Ca politicieni pot să spun că Ladislau Borbély, de exemplu, fostul ministru al mediului, a fost la curățenie. Cu siguranță mai sunt și alții. Nu știu să vă spun. Tot e bine, dacă măcar unul singur a fost la curățenie, înseamnă că mai există o speranță. Nu, au fost și cred că au mai fost și alții. Noi ne-am concentrat mai mult pe persoane publice, să zic așa, aveau o imagine lumea nu îi asocia neapărat cu ceva politic și atunci nu erau controversați și atunci nu ne-a interesat foarte mult zona asta de politic. Neapărat. Există o grămadă de organizații non-guvernamentale axate pe ecologie, pe curățenie, pe diverse de genul animale. Acesta. Pe animale, sigur că da. Ați avut vreo discuție vreodată cu aceste organizații? V-ați întâlnit vreodată toți din aceste organizații non-guvernamentale? Nu cred că ne-am întâlnit niciodată toți, numai că există deja niște coaliții. Sunt coaliții? Da, există coaliția ONG-urilor de mediu, de exemplu, sau ARC. Nu-mi vine exact acum în cap de la ce vine, dar e tot așa o asociație cu mai multe ONG-uri, din care facem și noi parte. Există deja niște asociații de acest gen. Nu cred că au fost niciodată la masă toate ONG-urile din România, pentru că chiar dacă vorbim de mediul ONG-ist, există niște interese, niște oameni care se plac, oameni asta care nu se plac să și mai departe. Spun. Adică noi am încercat, nu avem niciun conflict cu nimeni. Am încercat să-i atragem pe toți în proiect, pentru că până la urmă le zic, e un proiect pentru oricine, pentru toată lumea. Dar nu am făcut neapărat ceva, o adunare generală a lor. Noi în momentul în care ne-am apucat de proiect, i-am contactat pe toți,
Ne-am întrebat pe toți care vor să vină la acțiune, care vor să ne ajute pe partea de organizare. În continuare facem asta și în acest an avem niște oameni responsabili de relația cu ONG-urile. Unele sunt receptive, unele nu, unele consideră că noi nu facem decât să tratăm cauza, efectul și nu cauza. Asta a fost abordarea unora dintre ele. Alții au zis ok, sigur că da, noi oricum facem și noi curățenii pe tot parcursul anului, de ce nu venim și la voastră? Deci, păreri și păreri, dar nu s-a întâlnit niciodată toată lumea, toate ONG-urile din România la o masă. Nu? Așa cum spuneam, sunt interese și se vede că deja au devenit vizibile de la un timp aceste interese. Problema este că poate că și asta face ca lumea să nu aibă încredere, chiar dacă o acțiune este complet inocentă, ca să spun așa. Adică să nu aibă de, în spatele ei să se afle alte interese. Totuși ar trebui să se întâmple ceva. Adică ONG-urile, eu întreb pe fiecare invitat care vine în această emisiune și care vine dintr-un anumit mediu, educație, cinematografie, mă rog, politic chiar. Eu întreb pe fiecare, domne, sunteți într-un fel de breaslă, ca să zic așa, e mult spus breaslă sau e, poate nu e chiar cel mai nimerit cuvânt. De ce nu se face curat în interiorul brezlei, ca să spun așa? Că totuși în momentul în care, chiar dacă nu ești asociat cu nu știu ce organizație sau nu știu ce organizații care au în spate diverse interese, totuși, având în vedere că lumea te percepe vinovat și pe tine, deși nu ai nicio vină, n-ar trebui să se facă un fel de curățenie sau știu eu, să existe așa un fel de chestiune ca să pună lucrurile să le tranșeze? Noi am ajuns în zona asta de ONG-uri întâmplător, să zic cumva. Adică noi am vrut să facem acest proiect pur și simplu. Aveam nevoie și de o formă juridică și atunci a trebuit să facem un ONG. Adică la noi cam așa au fost lucrurile. N-am vrut neapărat să fim parte din lumea ONG-urilor. Nu e rău că sunteți ONG, da, adică nu, să nu înțelegeți pe rău că știu, sunteți ONG. Dar vreau să zic că noi am încercat oricum să aducem în acest proiect toți jucătorii, nu numai societatea civilă. Într-adevăr, da, e un proiect social și atunci era normal să existe un ONG în spate. Dar noi am încercat deocamdată să nu intrăm vreun conflict. Adică ne-am focusat foarte mult pe ce aveam noi de făcut. Nu ne-am implicat foarte mult nici în zona asta de a susține anumite inițiative. Poate de anul ăsta vrem să facem asta. Am stat destul de deoparte până acum legat de alte acțiuni ale ONG-urilor sau părerea oamenilor despre alte acțiuni, pentru că eram noi în zona asta și vreau să înțelegem un pic care e situația. Pentru că, și acum spuneam, sunt foarte multe interese care noi nu știam. Adică nu vreau să ne implicăm în ceva ce nu cunoșteam până la urmă. De anul ăsta de-abia am decis și noi să intrăm într-o asociație a unor ONG-uri, dar care ni s-a părut ok, care ni s-a părut că are niște obiective mai înalte și așa mai departe. Noi asta facem în momentul de față. Adică nu știu dacă vrea cineva să-și asume în momentul ăsta rolul de a face curat. Adică este atât de multă treabă. Mă referam la a face curat. În fond, de ce să nu se facă curat? Pentru că dacă tot este campanie pentru curățenie, v-am spus, curățenia mai înseamnă și moralitate. Nu numai gunoaie. Noi încercăm, în primul rând, ca prin ce facem noi, să creăm o imagine bună a ONG-urilor. Și că, așa cum suntem și noi, mai sunt și alte multe ONG-uri care sunt ok și care au o imagine bună. Da, sigur, sunt. Deci și așa cumva poate fi contracarată imaginea asta negativă a lor. Și cred că în ultima perioadă, multe ONG-uri și-au făcut foarte bine treaba. Și asta se poate vedea și la Gala Societății Civile, de exemplu, unde sunt niște ONG-uri care fac o treabă minunată, niște proiecte extraordinare în România și câștigă premii pentru ele pe bună dreptate și chiar pe meritul lor. Deci nu cred că totuși imaginea asta a ONG-urilor mai este atât de rea cum era, că spală bani și că tot știu care e imaginea oarecum. Dar este destul de rea, vă spun. Știu, deci am auzit toate aceste lucruri. Acum, încă n-au fiecare reușit, pădure are uscăturile ei, să zic sunt așa. Sunt convinsă de treaba asta. Eu îmi fac datoria să întreb pe fiecare de uscăturile care sunt în zona aceea, că mai colectăm și noi gunoaie, știți? Numai că noi nu avem nevoie de mânuși și de sagi, că nu în cap. Gunoaiele de care ne ocupăm noi nu în cap în saci și nu au de-a face cu saci de gunoi.
dar asta nu înseamnă că nu sunt gunoi. Ce să vă spun, lumea, e păcat că niște instituții care sunt bine intenționate, și eu nu contez că sunt o grămadă de îngeri care sunt bine intenționate, sunt totuși perturbate, da? Da. De partea rea, partea întunecată, cealaltă parte întunecată sau cealaltă față a lunii, ca da, să e un pic așa. Mai greu să-i convingi pe oameni să intre în joc, intre cu tine în ceva, într-un deci, proiect. Orice proiect are succes dacă vine, dacă pe ceea ce se așează el. Și e vorba de context. Dacă contextul este favorabil, de obicei sau de 22 de ani, aici contextul a fost, cred că o singură dată, favorabil, în 22 de ani, după care totul a devenit nefavorabil, indiferent de proiect, indiferent de intenție, indiferent de... totul s-a răstălmăcit, totul s-a murdărit, totul a devenit, poate că și de aceea nu există, știu eu, 2 milioane de voluntari care să iasă la strâns gunoaie. Da? Pentru că... oricum, cifra de anul trecut este o cifră extraordinară. Extraordinară. Deci, totuși, au ieșit 300.000 de oameni. Să-i felicităm că au ieșit, da, și să le mulțumim. E mare lucru este. Că s-au implicat și că s-au dăruit, au dăruit ceva comunității. Spuneți-mi, cam în toată țara, chiar în toate zonele, toată lumea este fericită, mă refer la instituții și de această acțiune? Adică peste tot ei colaborează? Ați avut vreo problemă în vreun județ al țării? Nu colaborează chiar peste tot. Adică nu este o unanimitate și o acceptare peste tot. Nu. Au existat și județe în care autoritățile locale, zic așa, au fost mai sceptice sau n-au vrut neapărat să se implice. N-aș da vreun nume de județ acum neapărat. Dar diferă situația de la județ la județ, de la regiune la regiune, cu siguranță. Da, există diferite probleme și am încercat să le rezolvăm mergând mai sus. Adică noi oricum am încercat să mergem la niște autorități locale după ce am vorbit cu cele centrale. Așa. Deci cam așa am încercat să rezolvăm. Dacă erau niște gărzi de mediu sau niște inspectorați sau ceva care nu coopera, ne duceam mai sus și spuneam că e o problemă, că până la urmă noi contactul cu cei de sus îl aveam. Iar ei vorbeau mai departe și încercau să rezolve problema. Cam așa se întâmpla. Și oricum a existat o presiune destul de mare pe ei, pe autorități, în momentul în care a apărut harta deșeurilor. Și asta... îmi dau seama. Nu, dar asta pe noi chiar ne-a surprins. Am făcut o curățenie pilot în Cluj și cu câteva zile înainte de această acțiune, adică s-au dus voluntari în ziua respectivă și nu au mai găsit gunoiul. Pentru că îl curățaseră autoritățile locale pentru că văzuseră pe hartă că e acolo și le era rușine cu el și știau că noi o să venim în curățenia pilot. Nu, dacă asta este, adică, soluția, ca autoritățile locale să implice total, eu zic să faceți toată ziua hărți. Există, harta în continuare există. Să și faceți că poate așa sunt împinși de la spate, da, și iau măsuri. Da, asta a funcționat mereu. A funcționat mereu ideea că ei nu pot să nu se implice când toată lumea se implică. Adică în cele din urmă, mai greu sau mai ușor, toate județele României au fost în proiect. Deci toate autoritățile locale s-au implicat. Am înțeles. La ora actuală, câte județe sunt implicate în proiect? Toate, în fiecare an avem toate județele implicate, numai că ne e foarte greu să găsim echipe locale. Mai avem că și anul acesta de găsit, chiar și în acest moment, Tulcea, de exemplu. Tulcea? E un dintre exemplele care îmi vine în cap. Mai sunt 2-3 județe unde nu exista echipă locală și acolo probabil că o să se organizeze ceva mai micuț. Dar la Tulcea au organizații de mediu. Da. Am încercat să luăm contact. Nu se implică organizațiile de mediu? Nu știu exact care e situația cu fiecare dintre ele. Știu doar că el era un județ unde nu aveam oameni. Dar dacă nu găsești ONG-uri, poți să apelezi la niște autorități locale, o primărie, două, măcar atât, să se facă în zona respectivă. Diferă implicarea, exact așa cum spuneam, de la județ la județ și amploarea acțiunii de la județ la județ. Sunt toate implicate, dar mai mult sau mai puțin. Se face curățenie mai puține sau mai multe localități. Cine face cartarea? Cartarea o fac voluntarii. Cartarea s-a schimbat de la an la an. În primul an, oamenii mergeau pe teren cu biciclete, cu mașini, aveam niște trasee de cartare. Mergeau cu GPS-uri, vedeau unde e gunoiul, notau coordonatele și după aceea veneau acasă și le introduceau pe harta online. În al doilea an, își puteau aloca online niște pătrățele, le ziceam noi, așa împărține toată harta României, niște pătrățele care erau de niște 3 metri pătrați, 9 metri pătrați,
Și din nou mergeau și făceau, deci cam același lucru se întâmplă în final. Anul strategia ăsta, ca la război. Da, anul ăsta am zis că nu mai facem nici cu nimic, pur și simplu oamenii pot să se ducă oriunde vor ei și pot să încarce oricând. În afară de faza cu GPS-urile, avem și aplicații mobile, de exemplu pentru iPhone. E foarte simplu, adică chiar dacă ești în natură și vezi niște gunoaie lângă tine, aplicația e gratuită, poți să o iei de pe App Store și să introduci foarte, foarte ușor. Să introduci, poți să faci o poză și ajung automat în harta noastră online. Deci cartarea se face în continuu de către voluntari. Ne mai pomenit. Da, da, și se poate face și după 12 mai, așa cum spuneam, oricum ne va trebui în continuare cartare pentru registrul deșeurilor. Da. Este într-adevăr foarte interesant că oricine care deține un telefon un telefon deștept, ca să spun așa, poate să ajute chiar fără să se deplaseze decât acolo unde circulă el de obicei, știu eu. Poate se duce într-o pădure odată și găsește un mare morman de gunoi, da? Sau, și atunci îl automat devine voluntar semnalându-l. Exact. E o chestie extraordinară. Și oamenii oricum își pot face conturi pe platforma noastră, se pot înscrie și pentru curățenie, pentru cartare la fel. Și pot intra cumva în comunitatea Let's Do It. Și dacă intră în comunitatea Let's Do It, după aceea sunt anunțați constant dacă facem vreo acțiune. Când facem curățenia națională, sunt primii care află și că se pot înscrie și așa mai departe. Adică există mulți oameni care s-au înscris și care acum sunt membri ai comunității, spun așa, și află lucruri despre noi constant. În primul rând cei de la cartare și curățenie. Am înțeles. Aș vrea să transmiteți un mesaj, pentru că suntem la finalul emisiunii, să transmiteți un mesaj celor care ne privesc. Am uitat acolo? Sau... Uitați-vă la camera care e... Ok. Vă așteptăm la curățenie pe 12 mai să aducem o schimbare pozitivă României. Noi credem că fiecare gest mic pe care îl face fiecare dintre noi aduce de fapt acea mare schimbare pe care o vrem în România. Iar să participați la o zi de curățenie națională este un astfel de gest mic care poate să facă lumea un pic mai bună. Așa că vă așteptăm pe 12 mai și vă puteți înscrie pe www.letsdoitromania.ro. Avem și noi aici în emisiune gesturi mici care sperăm să devină lucruri mari, și anume plantăm, fiecare invitat plantează câteva semințe de iarbă. Ce frumos! Ca să creștem un nou mod de gândire, să plantăm semințele unui alt mod de gândire și să creștem o societate civilă sănătoasă, responsabilă, da? Și care să fie deschisă și să gândească cu mintea proprie. Aveți bunăvoința sigur să plantați și dumneavoastră? Eu am plantat și niște iarbă în fața casei la un moment dat, adică... Super. Da, da. Acum, deci e un obicei. Da, câteva semințe dacă... Ia să vedem. Dar nu trebuie și udat acum? Noi udăm după ce se termină emisiunea. Am înțeles, am înțeles. Ok. Ok. Gata. Vă mulțumim, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația la emisiune. Vă asigurăm că suntem, emisiunea By Alexa este 100% alături de Let's Do It Romania și mai ales va fi alături pe 12 mai în campania de curățenie. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă rugăm să vă alăturați celor care facem această emisiune, cât și celor care au lansat această acțiune pe 12 mai. Vă așteptăm împreună cu noi la curățenie. Vă dorim o noapte bună și nu uitați să fiți iubiți.